Алло, 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 Сантьяо, Пикассо, Амглумит, Аста Сантьяо, Циче, Мамацене смейте. Циче, хуе! Отцов зыты речен тлаштире, шапти читатень турчи, экспулзаци, декларацию, спектаци. Șapte cetățeni angajați ai liceilor Orizont, suspectați de legături cu o grupare islamistă, au fost expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Și s-a pornit lumea cu învinuiri, cu critici, zic, stați mă, opriți mamiferul copitat. Voi ați uitat sau ce? Eu nu sunt simplu deputat, eu sunt și membru. Membru a Comisiei Parlamentare pentru Securitate Rațională, Apărare și Ordine la Publică. Corect am spus? Da, конечно. Și îmi pare rău că nimeni din presa autohtonă nu s-a apropiat de mine, de competențele mele, ca să explic puțin cum stau lucrurile, că e prea mult haos, mleți. Așa că mulțumesc emisiunea Lumina pentru găzduire, să le luăm pe rând. Prima întrebare, ce a avut loc? Expulzare sau extrădare? Până la urmă a fost extrădare sau expulzare? Pare mi se simțul a venit cu un comunicat și a fost juridic, clar. Juridic, dacă nu greșim noi, știe ce termenii care au fost folosiți și termenii care apar și în toate documentații și în toate procedurile este declararea persoanelor ca indezirabile și nu e cuvântul expulzare, dar e ceva de expulzare, în fine. Nu săriți mai în capul omului, e ușor să încurci. Cum corect? Iran sau Irak? Paraguay sau Uruguay? Igor Dodon sau Slizniac Bezhrebetnyi? Niciodată nu știi. Iată ce înseamnă extrădare. Extrădare din limba latină asta când cineva ți este ex, dar tu încă mai simți trădarea. Respectiv, dacă vorbim de cetățeni turci, aici nu poate fi vorba de extrădare, pentru că ei pe noi nu ne-au iubit, noi pe ei nu ne-au trădat. Acum, punctul 2. Ce înseamnă expulzare? Aici avem mai multe rădăcini. Expulzare, asta atunci când te gândești la un ex, te uiți în zare, dar vezi o pul. Și atunci noi înțelegem că nici asta nu e despre cele întâmplate cu cetățenii turci. Dar ce? Ce atunci s-a întâmplat, ce? Păi e simplu, nu extradare, nu expulzare, dar rugare, rugare frumos. Să plece. Mai ales că Andreana Simpatiașca spune că asta nu operațiunea SIS cu mascați, pușcă, pulemiot. Asta operațiunea Birou Migrație și Azil. Urmează acea subcomisie eventual să mai solicite informații și de la alte instituții care erau implicate în întregul proces, în mod special Biroul de Migrație și Azil, care a avut decizia de fapt ca atare. Ei au luat decizia ca atare. Ce? Nu, nu, nu. Nu credeți? Se vede din imagini că oamenii simpli funcționari publici care au venit să anunță cetățenii turci că cererea de azil a fost refuzată. Vedeți, se aude în turcă. Aici ciuriu, aici ciuriu. Asta înseamnă mulțumesc că ne-ați anunțat, acuși noi singuri plecăm arcadaș, luați de aici o cană de ceai, niște ghiozleme, ai ghiurșuri, la revedere. Acum, vă-i clar? E clar, ce o să spuneți voi, dar cum se explică faptul că Biroul de Migrație și Azil spune că asta nu i-a făcut, mâinile lor curate curățele? Biroul de Migrație și Azil nu știe nimic despre expulzarea celor 7 cetățeni turci de la liceul teoretic Horizont, mai mult decât atât. Procedura de declararea persoanelor ca fiind indezirabile și de expulzare nu a fost făcută prin intermediul Biroului de Migrație și Azil. Și mai ales, cum explici tu, ce, că domnul Andrian Sluniavcic a spus la briefing că au fost deschise și dosare penale? În ultimii 4-5 ani, dosare penale chiar au fost deschise. Ce? Iar o să repostați voi. De acolo unde este dosar, este și procuror? Este, numai că aici ceva neiasnă. Честно слово. Dar vreodată a fost audiat de poliție, de procuror, vreodată a fost chemat? Nu, 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 nu. Când au spus că de ani de zile dosare huiare, numai că jurnaliștii de la Newsmaker au aflat că până pe 31 iulie nici Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, nici Procuratura Anticorupție nu au deschis dosare penale pe numele lor. Tfu, e că eu scazanul, bleh. De obicei, cuvintele din mai multe silabe nu mi se dă ușor. Geologia.
și topografia locației. Și acum vreau să vă prezint ultima teorie cu care voi ați început a specula. Și anume că ați spus că asta e ilegal, SIS a făcut răpire de oameni. Mzdeț, ce bret! Cum a făcut asta SIS dacă șeful de la SIS, Vasea Botnar, era în Turcia în vacanță? Noi și știm, dacă șef nu-i, nimic nu se întâmplă. Șef asta ca cap. Dacă șef nu-i, nu-i cap. Unde nu-i cap, vai de... Cum spune proverbul? Unde nu-i cap, vai de peștele care se strică de la cap în sensă. A? Și la urmă urmei, cum asta tot a făcut SIS, când iată acum recent, un grup de deputați PD au înregistrat în Parlament un proiect de lege care promite angajaților SIS foi la sanatoriu, indemnizații bănești, sporuri lunare și altele pentru eficiență în asigurarea securității statului. Совпадение? Da, совпадение. Și acum, la final, am un sfat pentru toți voi scormonitori. Când vă gândiți la SIS, nu vă gândiți la ceva urât, mascați. Curățiți gândul, gândiți-vă imediat la ceva frumos. Pentru că eu, dacă scriu SIS și caut pe internet, mereu găsesc numai videouri cu final fericit. SIS loves me, brat plus SIS și așa mai departe. Mulțumesc pentru atenție, puraj, sper că am făcut puține lumină în acest caz și în sfârșit vă este limpede că nimic nu este clar. Și dacă îmi permiteți, la urmă, am o mare rugăminte. Dacă se întâmplă să mai auziți critici în adresa mea sau în adresa mea personală, nu uitați un proverb spus de Paulo Coelho. La plăcinte, mereu înainte, dar la război, toți eroi. A?